Serios, ăsta e numărul meu favorit fiindcă eu l-am făcut. Chiar e numărul meu favorit fiindcă chiar eu l-am făcut. Este absolut fantastic. Se numește Trois Quarts Monté, vine din Franța, la noi se numește Alba Neagra și asta e chiar o poveste adevărată. Se joacă cu cochilii, știți? Sau cu nuci, jumătățuri de nuci golite, da? Și de obicei se pune ori un bob de porumb, ori în Franța, de unde provine iluzia, se numește Trois Quarts Monté și se joacă cu trei cărți de joc și e foarte, foarte fun, fiindcă mereu știi că persoana respectivă are între ghilimele un as în mânecă pe care tu nu știi cum îl obține sau de unde îl scoate sau... Dar eu am varianta mare cu trei cărți gigantice. Prima carte este un 3 de treflă. Aha, da, sunt cărți absolut normale. A doua carte este un 2 de treflă, da? Cărți absolut normale. Asta este cea mai mare minciună a unui magician. Sunt cărți gigantice, da? Și ultima este un as de inimă roșie. Și scopul este mereu să fie urmărit asul de inimă roșie. Și se începe simplu pentru a căpăta încredere în persoana respectivă și se face așa. O pasă magică, două pase magice și se întreabă unde este asul de inimă roșie? Și răspunsul normal ar fi asul de inimă roșie este ultima carte. Ceea ce ar fi un adevăr. 1-0 pentru public sau așa cred ei, fiindcă a doua oară când s-ar face aceeași pasă magică și s-ar întreba unde este asul, toată lumea ar zice, este din nou la capăt. Că nu ar avea dreptate, asul este la mijloc, este la jumătate. Și ca să dea cumva și mai multă încredere spectatorilor, magicianul sau scamatorul, da, care prezintă, da, prestidigitatorul, acest număr spune că ajută publicul și scoate treiul de treplă și face în felul următor, amestecă cărțile o dată, amestecă cărțile de două ori și întreabă, ok, acum unde credeți că este când pune treiul înapoi? Unde credeți că este asul? Și o să spună, păi, prima carte dinspre tine, fiindcă treiul care tocmai l-ai luat s-a transformat într-un as. Și atunci vine momentul adevărului când nu este, e chiar treiul. Și atunci se întreabă, ok, unde crezi că este? Și ar spune, majoritatea bănuiesc că este la jumate. Și sunt 50-50 de obicei, publicul este 50-50. Și zice, nu este la jumătate era 2-ul. Și cei care se gândeau că poate este la mijloc, tot sunt, yes, chiar este ultimul. Chiar este ultimul, am avut dreptate. Și se demonstrează că nu era, de fapt, niciun as. Și toată lumea rămâne, exact așa rămâne toată lumea, da? Și se gândește cum a făcut. Și e interesant că la sfârșit pot să fie date. Și cărțile spre examinare și nu chiar poate să vadă că erau 3 cărți, nu erau 10 cărți. Erau doar plastifiate, nu aveau trape cărțile sau era, deci, efectiv, versiunea care se joacă pe străzile Parisului, dar în variantă gigantică. Ceea ce e foarte fac că spune mic așa la contribuție și cumva la sfârșit rămâi perplex. Mișto?